Ne-am întors la dezbaterea noastră, domnilor și domnilor, și vorbeam înainte de publicitate despre ce spațiu de manevră are Klaus Iohannis de luni încolo, ce poate face, cum poate juca această carte în interesul României. Până la urmă, așa ar trebui să se pună problema, nu în interesul nici a celor de la PNL, nici a celor de la PSD. Înainte însă, pentru că aș vrea să punctăm și să tragem și o concluzie, domnule Ivanciuc, ați ajuns în discuție și am vorbit aici în mai multe ocazii despre legăturile lui Grindeanu cu serviciile secrete, dar ați adus și masoneria în discuție și aș vrea să ne mai explicați un pic concret ce legături avea domnul Grindeanu la Timișoara cu masoneria. Deci maestrul lui, să zic așa, care l-a inițiat, este prieten foarte bun cu tatălui Grindeanu și prieten cu Ion Iliescu, din vechea gardă a PSD, cea dintr-un început. A fost șeful organizației PSD Timiș multă vreme, este un profesor universitar cunoscut, foarte serios, șeful clinic și ortopedie 2 din Timișoara. Și eu știu că în ultima perioadă, în ultimele 48 de ore cel puțin, masoneria i-a promis un sprijin nelimitat. Dar ce am invocat masoneria în această poveste? În forța care oricum nu cred, și mai ales în masoneria românească. Aia istorică e istorie. Păi dacă i-a promis sprijin, da. Unde e sprijinul? Nu știu. A lipsit cu desăvârșire. Dar l-au păcălit sau n-au reușit să facă nimic? Nu s-au mobilizat masonii din Parlament. Pentru că conta normal masonii din Parlament. Singurul vot exprimat în favoarea lui Grindeanu a fost cel al lui Remus Borza, care printre altele este singurul mason declarat din Parlamentul României. Și care a intrat în conflict cu domnul Tăriceanu acum. El n-a votat, n-a votat. Păi e un vot totuși în favoarea lui, în sensul că s-a abținut. Dar câți masoni sunt în Parlament? Sau, mă rog, în PSD, dacă vorbim? Eu zic că sunt mai mult de o treime, sunt masoni. Și ei constituie totuși o ligă care a niște decizii în bloc de cele mai multe ori. Deciziile lor pot să fie luate în bloc în detrimentul interesului public, aș zice eu. Deși și unii și alții invocă interesele României. Că și Grindeanu a invocat interesele țării, dacă nu poate lăsa țărișoara, da, fără guvern, ca și Ponta, ca și domnul Dragnea, cealaltă partidă. Ei invocă în permanență interesele statului. Cum și Iohannis va invoca începând de luni interesele României. Ne întrebăm... Și tu invoci interesele României și până și ziariști tot în ideea unui mai bine în România vorbim tot. Pe toți ne animă chestia asta. Și nu e nicio crimă. Problema este că unii fac bani în numele acestea, alții fac mai puțin. Da, Liviu Dragnea nu e mason? Nu știu. Aici nu pot să mă pronunț. Știu că el spune despre sine că este cuman. El nu știe ce înseamnă să fii cuman. Doar pleacă de la premisa că Teleormanul este un etnonim de origine cumană, în mod cert, dar populația din Teleorman, ceea ce nu știe domnul Dragnea, în bună măsură este de origine transilvană. 60% din teleormaneni au venit în secolul al XVIII-lea din Transilvania, aduși la defrișarea acelui codru nebun, acelei păduri nebune Teleorman. Asta nu știe domnul Dragnea. Deci domnul Dragnea poate să fie ardelan la origine. Forțele oculte despre care vorbea domnul Liviu Dragnea... Opineam cu Marco Bella. Nu, dar forțele oculte. Spunea că niște forțe oculte au acționat în spatele domnului Grindeanu. Eu m-am gândit la servicii. Poate fi vorba despre masonerie? Dacă ar fi acționat, le-am fi văzut astăzi și zilele trecute. Deci nu s-a văzut nimic în favoarea lui. În afară de Victor Ponta, care avea de plătit o poliță, de dat o copită înapoi la cei care l-au marginalizat, nu-i nimeni. E revolta unui om care s-a trezit, fie tras pe soară, fie amenințat, fie împins să facă ceva care era pericul de devenea pericolos. E posibil să fost și șantajat. De ce Dumnezeului nu a acceptat funcțiile alea pe care le-a dat Liviu Dragnea? Pleacă acum cu coada între picioare la Timișoara. Nu prea ai cu ce să-l șantajezi. Pentru că povestea aceea cu casele din Timișoara e asta subțire. Cu înregistrarea cu Chioveși. Să ajungem la premier cu casele. Nu era vorba despre Grindeanu? Da, ba da, dar e subțire această poveste, în comparație cu au descalificat pe Chioveși și nu pe el. Exact. Asta da, dar bănuiesc că era ceva, e ceva acolo, poveștile ar putea fi agățat lui cu ceva. Dragnea sunt chiar mafiote. Povestea cu Ioan Niculae, care este unul dintre mari sponsori personal ai lui Dragnea, este o poveste grotescă. Acolo cea cu șpaga de 3,5 sigur, milioane de euro da. Pentru Bica. Asta este o poveste grotescă, care ar putea înfunda pe Dragnea dacă n-ar fi păsuit de cine trebuie și când trebuie, definitiv. Oricum, Dragnea va face numărul și va fi eliminat de acele forțe care l-au și i-au permis într-un fel să avanseze în, domne, prin planul scenei PSD. Dorin Dragnea s-a opus. Asta ne arată că nu era un personaj vulnerabil și șantajabil.
Pentru că îi dădeau în vileag toate afacerile sau ce a făcut, ce a dat, ce a atribuit, ce a... Na, na. Ce a făcut? Cine? Ce a zis? Că nu-i drăguț cu PSD-ul care l-a propus și că ne încurcă scena politică. Înseamnă că el n-are o toartă de care să fie prins. Și nu pui, adică te riști cu un om care n-are nicio toartă? Te riști cu un om să-l asta pui acolo? Asta ține de superficialitatea conducerii PSD-ului și de aventura pe care a făcut-o Liviu Dragnea cu Sevil Șaidec, da? Și pe urmă, în crize de timp, a recurs la o asemenea soluție care s-a dovedit la fel de păguboasă pentru el. Și cum o să convingă domnul Dragnea populația din România când o să vină tot cu Sevil și o să o pună la dezvoltare? Sau poate schimbă, face așa rocadă între ministere ca să pară altceva, dar sunt cu același personaj. Domnule, o soluție spectaculoasă nu cred că are. Pentru că Țiriac nu o să-i vină prim-ministru un mare investitor român de la Londra. Nu o să-i vină prim-ministru care e englez, așa, nu? Deci nu are unde scoate din pălărie o personalitate copleșitoare care să ne pună în situația să zice mamă, ce deștept, ce găseniță. Nu, n-are. E limitat, nici nu are, nici nu mai poate încerca acum să aducă din Bulgaria sau din Anglia sau din Franța vreun prim-ministru. Pentru că aventurile lui s-au consumat, sunt două. A pierdut PSD-ul și el au pierdut foarte mult. Deci nu poate decât să încerce o soluție de compromis. Și nu e exclus să facă și el o concesie lui Klaus Iohannis. În situația în care se află. Și care pe ce linie ar putea să facă concesii domnului Klaus? Să cadă la pace. Să cadă la pace cu ce? Cu personaj, cu rolul cheie. Adică șeful executivului. Nu știu dacă funcția SIE. Nu, e vorba de desemnarea primului ministru. S-ar putea să cadă la pace, să ajungă la o soluție de compromis cu privire la persoana care va conduce totuși guvernul. Nu mai este în situația de a spune dacă refuză, ne vedem în altă parte. Cum a zis el când a anunțat... Înainte de a anunța numele lui Sevil Șaidec, mai țineți minte? Da. Ne vedem la curtea nu știu care, sau unde. Nu mai este situația aia. Este bucuros dacă îi acceptă o propunere. El trebuie să fie fericit. Să știți că rolul directorului general al ției nu mai este așa de important cum a fost pe vremea când a fost deținut de domnul Ungureanu. El și-a pierdut mult din importanță. Noi îi dăm o importanță. Dar ce s-a schimbat față de epoca Ungureanu? Felul în care lucrează SIE. SIE este un client principal al NATO și lucrează mai mult în favoarea NATO decât, hai să spunem, să despărțim, să decupăm interesul național, cel românesc. Deci, ponderea eforturilor și a rezoluției pe care o aduce SIE este de vreo 70% în favoarea NATO, implicit a Pentagonului, a Statelor Unite și mai puțin a României. Deci nu mai contează atât păi de mult cine atunci, conduce în mod, serviciu. Da, în mod deosebit ar putea să aibă domnul Iohannis, care lucrează foarte mult pe partea externă, sigur o pretenție, da. Să aibă acolo un om. Administrația prezidențială, da, are o voce foarte importantă și poate invoca anumite cereri și poate sugera anumite nume. Mă rog, înțeleg că domnul Dan Mihalache era în cărți la un moment dat pentru așa ceva. Nu cred, nu. Nici noi nu credem, dar... Da, ar fi o minunată soluție din partea lui Iohannis să-l pună prim-ministru. Ar fi sfârșitul lumii. Să facă lată și el. Faptul că domnul Dan Mihalache a învățat germană la grădiniță și că vorbea probabil în cancelare la Cotroceni, în germana aceea ciudată, suspectă, saxonă, cu accent transilvanean, cu domnul Iohannis, nu justifică faptul că acest domn ar putea să fie șeful SIE. Și ar fi o mare greșeală, după părere. Haideți să vorbim despre opțiunile pe care le are Klaus Iohannis. Ce credeți că va face domnul Nistorescu? O să accepte orice propunere ca să fie pace, că n-are niciun interes. Vin alegerile în 2019 și vrea al doilea mandat. De ce nu să-și pună un premier al lui? Face. Dar posibilitatea există doar două. Să încerce să-și facă guvernul meu cu diverse mijloace de tot felul, nu neapărat transparente, sau să accepte să-i propun să-l bage pe Liviu Dragnea, să-l ducă pe Liviu Dragnea în situația de a face o propunere acceptabilă. A doua propunere va trebui să joace din prima această, să negocieze de la prima propunere, pentru că a doua propunere va trece oricum, indiferent pe cine va propune Liviu Dragnea. Îmi spunea cineva că, care știe, comunică destul de bine cu PSD-ul, că și dacă ar propune o cioară sau un cal, da?
la a doua, pentru a evita alegerile anticipate, vor vota tot. Da, interesant. Mai avem doar un singur minut. Deci, lui Klaus Iohannis și lui Liviu Dragnea trebuie să le treacă propunerea din prima. Prima propunere pe care o vor face trebuie să fie valabilă. Pentru că la a doua riscă, Klaus Iohannis riscă să se trezească cu un premier care să nu poată vorbească românește deloc. Domnule Ivanciuc, credeți că e deja negociat numele la Cotroceni? Nu cred. Noi nu știm ce intenție are Klaus Iohannis. Știm doar atât că e gonflat. El vine pe un cal de imagine uriaș. Dacă până acum a călărea pe un ponei iute, acum vine pe Dita Maia Armăsarul, belgian. 10 secunde. Așa, da? Și nu știm, de fapt, ce va vrea de la acest partid. Părerea mea că îl va lăsa să sucă picioarele. Mulțumesc foarte mult, domnule Ivanciuc. În a doua parte, ni se alătură și domnul Stelian Tănase. Pauză așadar, câteva minute și ne întoarcem. Se pregătește un nou guvern. Ce va face Klaus Iohannis? Aceasta este întrebarea. Toate privirile sunt ațintite către Palatul Cotroceni. Luni vor începe acolo consultările cu partidele. S-a negociat oare deja numele? Și asta rămâne de văzut. Se poate ajunge la alegeri anticipate? Sunt foarte multe întrebări. Depinde cum va dori președintele să joace această carte. Îl salut pe domnul Stelian Tănase, scriitor care ni s-a alăturat. Bună seara, domnule Tănase, bine ați venit. Îi mulțumesc domnului Cornel Nistorescu care a rămas cu noi. Domnule Tănase, sunteți un fin cunoscător al liberalilor, așa, și al nu știu dacă ați văzut interviul de aseară cu domnul Orban, care a spus că... Mi-a fost aici în emisiune. A spus foarte clar că opțiunea PNL ar fi de alegeri anticipate. Cum vedeți dumneavoastră? Știu asta de acum o lună. Da. Cum vedeți, cum credeți că va juca domnul Klaus Iohannis de luni încolo? Nu cred că va forța alegeri anticipate. Cred că va alege un drum mai scurt. Ce ne-a arătat această moțiune este fragilitatea majorității PSD-iste. Noi o credeam mai confortabilă, dar au avut defecțiuni substanțiale, s-au dus la UDMR și au făcut o eroare monumentală, pentru că nu le ieșea moțiunea, dar s-a văzut că au reușit să facă o mobilizare bolșevică, așa ca pe vremuri, i-a adus cu hurta, și au avut voturile cu 8 voturi de la minoritățile altele decât cea maghiară, dar cu alea 8 voturi nu poți să asiguri o guvernare, atenție, da? Sigur că recuperează voturile de la Timiș, recuperează voturile de la Caransebeș, dar oricum este o majoritate extrem de fragilă care acum îi se poate opune ușor ceilalți decât PSD-ul. Și cred că aici va juca Iohannis pe această și majoritate fragilă. În ce mod o să li se opună? Deci putem să spunem așa, PSD-ul cu ALDE poate fi pus în minoritate de o coaliție a tuturor celorlalte partide, inclusiv UDMR-ul, trebuie să spunem. Deci UDMR, PNL, USR... Păi și ar fi posibil așa ceva? Este posibil din punct de vedere aritmetic, nu știm dacă este și posibil pe politic. Eu nu văd dreapta. Înțelegere. Nu, dreapta nu o văd reunificată la apelul lui Iohannis că hai să facem alt guvern decât PSD-ul. Asta v-am spus. Dar scenariul aritmetic există, dar nu cred că Iohannis va juca această carte. Pe de altă parte, în ce-i privește pe liberali, pentru că am simțit la ei așa puțin miros de sânge, da? Ar face cea mai mare prostie acum să încerce să creeze în jurul lor un guvern, chiar dacă îi cheamă Iohannis, ar trebui să refuze, altfel decât prin alegeri. Deci orice tentativă de a face așa un fel de tranzacție în culise cu ai lui Băsescu, cu ai lui Nicu Ciordan... Tot Iohannis se poate aduce la alegeri anticipate. Nu, dar vreau să spun că orice fel de a lua guvernul orice altfel decât prin alegeri ar fi fatal pentru liberali. Deci ei nu trebuie să se apropie de guvernare decât dacă electoratul le dă acest drept creindu-le prin vot o majoritate parlamentară. Da, domnule Nistorescu, să imaginăm acum scenarii. Dacă ar ajunge premierul meu, al lui Iohannis, în momentul ăsta la Palatul Victoria, cum ar ieși domnul președinte din situația asta sau cum s-ar prezenta, dacă acum e la 60%, cum s-ar prezenta în 2019, când pretinde un al doilea mandat? Ca de la 40% atunci.
Deci nu are niciun interes. E... Nu are soluție prea mult. Interese are, ar pune și el săracul laba pe 80% din putere dacă s-ar putea. N-are cum. PSD-ul a avut o șansă uriașă grație rezultatelor în alegeri pentru a purcede la niște schimbări importante. Le-a ratat pe toate, pentru că le-a trecut prioritare pe cele care îi priveau personal pe câțiva dintre ei. Deci, epoca marilor schimbări se încheie astăzi. Noi așteptam de la PSD să facă niște lucruri spectaculoase. Pe o filozofie de stânga, pe o politică de stânga, democratică, etc. Nema. S-a terminat. De acum încolo nu urmează decât o politică de cârpeală, de improvizație. Pentru că nu vom avea o putere, o forță puternică, o majoritate puternică și stabilă. PSD-ul va pierde, va fi ciugulit pe zi ce trece. El e greu de crezut că va găsi fraier la PNL sau pe la alții ca să adune. Și atunci Klaus Iohannis nu va fi decât în situația de a gestiona, indiferent că o controlează sau că este în opoziție, de a colabora cu o putere mediocră. Epoca marilor schimbări s-a încheiat astăzi și de acum înainte vom coabita, vom cârpi. Pentru că la baza societății nu va mai avea loc o schimbare foarte importantă în materie de legi, în materie de atitudine față de proprietate, față de firmele de stat, față de... S-a cam dus. Da? Și atunci va fi o cârpeală. Și ce va face Klaus Iohannis? Va încerca să folosească jocul forțelor politice, inclusiv un guvern al lor, dacă la un moment dat îi va ieși, pentru a-și atinge el interesul, adică un nou mandat. Ceea ce acum apare roz, așa posibil. Dar după ce se va dezumfla și această bulă de imagine după vizita în Statele Unite și vizitele căs două și Germania, eu nu cred că va mai rămâne așa de măreț pe cât se lasă sau pe cât îl consideră unii. Deci este inapt pentru guvernare PSD, cum zice domnul Traian Băsescu? Tănase a zis prima dată. Cum? Tănase a zis prima dată. Și domnul Băsescu. Da, am zis, da, a zis și el? Da. A, e bine. Băsescu se inspiră de peste tot. Da, citește. Masiv. Deci este inapt la actuala pentru structură guvernare. De conducere, de leadership, pare a fi inapt pentru guvernare. Așa. Pentru o guvernare de tip european. Pentru o guvernare modernă, în stilul PSD-ului 2004, poate să o cârpească. Dar lumea s-a schimbat. Nu mai e de tolerat o guvernare autoritară tip PSD din anii 2000-2004. S-a dus. Deci domnul Iohannis îi poate trimite în opoziție la o adică, pe argumentul ăsta. Eu cred sunteți că cea mai bună incapabili, soluție. Sunteți irresponsabili să guvernați. Surprinzător, nu? PSD-ul... Nu un argument, e o considerație, dar nu un argument atât de puternic încât să poată să-i permită o decizie. Surprinzător, după o victorie categorică în alegeri, care dădea imaginea unui partid în plină forță, cu structuri, cu rețele, cu o viziune... Capabil de mari schimbări. Exact. Și care venea cu mari promisiuni din campanie, care părea, și se părea că au un program foarte clar și, cum spunea și Dragnea, pe puncte, cu cronologie, câte măsuri, la ce dată, cu tare, s-a dovedit, iată, că nu a fost așa. PSD-ul este, în afară de vorbe, n-a livrat nimic, este incapabil de guvernare și i-am prevenit chiar atunci după alegeri, că marea problemă este asta. Dar probabil ei așa au propus să guverneze. Nu, șase luni, guvern de tranziție. Nu, nici vorbă. Ei au crezut că poate să dea o lovitură care, despre care nu discutăm prea mult în aceste zile. Că poate să ducă salariul în România la 1000 de euro. Și dau și că economia și românească și 2020, și business-ul românesc vor rezista și ei vor copleși lumea politică. Ei și-au făcut acest calcul, această socoteală, că în România pe nedrept, fără să gândească câtuși de puțin că salariul este rezultatul rentabilității muncii și eficienței muncii, nu numai a unei voințe politice dictată de la Cotroceni sau din Piața Victoriei. Și au jucat pe această idee că dăm lovitura cu salariile la 1000 de euro, că umflăm tot. Și au avut și alte idei tot în zona asta, în exact. Și care s-au dezumflat. Au ajuns încet, încet la concluzia că marele creier care era fostul primar de la Slatina, ăla cu tablourile în cimitir, Vâlcov, nu rezistă. Nu rezistă la încasările de taxe. Nu rezistă la buget. Și atunci s-au speriat și ei și au dat seama ce se întâmplă. Și au căutat un țapi sfârșitor, una din explicații. Și l-au găsit pe Grindeanu, dar va fi la fel, că peste 6 luni nu se va îmbunătăți această situație. Depinde incapacitatea de a colecta taxele, de a acoperi din buget promisiunile pe care le-au făcut, începând cu legea salarizării și cu tot felul de alte...
Da, asta cu salarizarea a fost gândită. Dar aș vrea să spun un lucru. A fost surprinzătoare, deci după ce am avut acea imagine de partid în forță, vizionar, organizat, cu propuneri, care știe ce vrea, în raport cu haosul și vraiștea care era la PNL, la Liberal și lumea, i-a sancționat dur, trebuia și mai dur, da? Am rămas, după alegeri, cu criza cu Șaidec, care a fost primul semn că nu sunt atât de pregătiți cum păreau. N-aveau că nu știu cu cine. Scenarii. Plus că Madame Șaidec era pur și simplu omul de casă al lui Liviu Dragnea, deci partidul ăsta așa de mare și de puternic, care câștigase glorios alege, n-avea o strategie reală cu un guvern, cu oameni, cu o echipă. Cu o echipă și a venit cu niște oameni cu Madame Șaidec și apoi cu acest Grindeanu insignifiant, băiat de provincie, fără nicio amvergură politică, fără relații în partid, și l-au pus acolo de păpușe ca să-l manevreze același Dragnea. Deci nu poți să vii cu marea reformă pe care ai promis-o cu un om atât de insignifiant, atât de slab. Și de aici și problema. De ce atât de slab? Pentru că Dragnea, cu multe complexe și frustrări, nu și-a dorit acolo un om pregnant, un om capabil să conducă un guvern. Și acum nu are. Nici acum nu va dori asta. Nici acum nu atinge PSD un premier capabil? Nu. N-a spune asta. Să știți că nu premier se poate face și din câinele de la colțul străzii. Premier se poate face și dintr-un student. Nu asta da, sigur, vă zic lui și calul. Chestiunea este ca sistemul să funcționeze, ca relațiile, legile, reglementările să fie reale. O personalitate dominantă în PSD care să calmeze vanitățile. Acum nu există. Nu există acum. Și orgolile de acolo, și ambițiile de acolo. Nu ai cu cine. Și Dragnea le-ar pune la zi, imediat, fără niciun fel de... Cât e Dragnea acolo? Și dacă ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l facă, să se opună lui Dragnea. Ar trebui să iar să spună, nu se poate să ne lăsăm biciuiți și conduși ca de un căprar. Dar mai e ceva. Problema, una din problemele între Dragnea și partid și Grindeanu a fost... Grindeanu semnează. Grindeanu are în răspundere bugetul României. Ce are Dragnea? Vorbe. Se duce la cameră, ține un discurs, deschide ședința, dar pe nici nu se duce. E un mare chiulangiu. Bine, dar asta este problema domnului Dragnea. El nu semnează niciodată nimic, doar își ia profitul. Se duce în conferință de presă și în momentul în care Grindeanu n-a vrut să semneze niște inepții pe care le debitează Dragnea sau alți lideri din partid, a început conflictul. Că zice, păi noi de-aia te-am trimis acolo, păi m-ai trimis, dar nu poți să faci legalități. Da, asta va fi un conflict nu vreau veșnic, să pentru că oricine ar fi în situația este lui Grindeanu... Și viitorul premier va avea aceleași riscuri. Grindeanu a avut astăzi o ieșire de felul ăsta. Trebuie să se uite foarte bine că viitorul premier va fi supus la aceste presiuni din partea lui Dragnea și găștii lui. Nu știu cine va accepta să joace rolul de mazetă. Sunt destui care vor să scrie acolo în CV premierul României. Nu sunt convins, pentru că s-ar putea să se ducă la BC Domnesc mai târziu, s-ar putea să strige reputația să nu mai iasă pe stradă în orașul din care e, copiii lui au probleme la școală, nu e atât de sigur. Da, apropo de BC Domnesc... Mai ales după experiența asta, chiar nu știu cine va lua asemenea riscuri să fie premier marioneta lui Dragnea. Cum vedeți deci, abordarea? Olguța Vasilescu va fi fericită. Dar bineînțeles, ea a luat legea salarizării unice, fără să înțeleagă o boabă din povestea asta, fără să fie pregătită de niciun fel. Păi ea numai ca să salveze fundul de dosarul de la Craiova, da? Și pentru... Și că îi place puterea. Și să de eu, la amatoare, rău, de da. Putere așa, la cel mai mod, propriu mod. O ia orice, ia funcția de prim-ministru ca și cum mai lua o lingură de rahat, așa, fac de... Da, noi am vorbit de prim-ministri veritabili, nu? Că bazete va găsi de astea. Slugi va găsi. Ea va fi un amator. Bine, dar s-ar putea totuși să-i pună probleme domnului Liviu Dragnea, Olguța Vasilescu. Da, care ieșirea și de decor. Pentru că în momentul în care semnezi și ți-asumi și te trezești că partidul și diversi tipi de partid îți cer tot felul de minunății care sunt penale, probabil că te sperii. Și probabil că asta dacă înțelegi ce semnezi. Bun, acum e cineva lângă să spună, ai grijă. Și probabil că asta l-a speriat și pe Grindeanu și l-a făcut să zice. Dar sunt în care credeți că va fi abordarea în legătură cu legile pe justiție? Pentru că de când s-au dus la Palatul Victoria, am vorbit de grațiere, am avut proteste tot pe tema asta, nu pe salarii, n-au ieșit oamenii în stradă să ceară bani. Cum vedeți abordarea domnului Liviu Dragnea, dacă îl va menține pe Tudorel Toader, care a cam stat așa în coastă?
Pentru că ce vrea Dragnea în legătură cu justiția, nu se poate. Eu cred că aici s-a rupt filmul cu Grindeanu. El avea misie de la Dragnea să-l rezolve cu problema pragului în ce privește abuzul în serviciu, pentru că altfel Dragnea va fi judecat, va primi o zi de condamnare și va face și termenul din urmă. Știți cum e, da? Care deja o condamnare cu suspendare. Aici s-a rupt filmul și Grindeanu n-a cedat. Și avem problema, dacă vă amintiți cum a debutat guvernul Dragnea, era lumea în stradă, cu ordonanța 13 în care Grindeanu s-a desolidarizat. El a avut o atitudine deschisă, a zis, domne, s-au făcut greșeli, nu e în regulă, o retragem, bla, bla, bla. Poate sfătuit, poate împins de stradă, poate determinat din Occident, poate chiar cineva, niște oameni din PSD, poate chiar sau poate chiar gândea așa. E, Dragnea a crezut probabil că va rezolva chestia asta cu presiuni, cu șantaje, cu amenințări. Am văzut astăzi de pildă declarând că membrii ai PSD au fost șantajați să voteze împotriva moțiunii. Eu aș spune că marile presiuni și șantaje s-au făcut pe dos. Da? Adică... Adică în ce fel? În sensul că cei șantajați au fost în partea cealaltă. S-au făcut presiuni, s-a încercat cumpărarea lor, s-a făcut tot ce a fost posibil ca să treacă moțiunea. Trecerea moțiunii însă incubă pentru PSD foarte mari riscuri. Eu îl văd acum așa pe un fel de derdeluș și în pericol de fracturare. Dacă nu au un noroc chior să treacă până urechile acului, PSD-ul va merge din rău în mai rău. Aș vrea să văd de pildă primele sondaje în această toamnă, făcute corect, pentru că ce am văzut acum, am văzut un sondaj acum o săptămână cu PSD-ul la 52%. E o glumă proastă. Da, trebuie să luăm un solo spot de 15 secunde și apoi continuăm.